model în viața de zi cu zi, adică tot ceea ce fac eu, lumea să ia după. Când fac prostii, remarc că oamenii fac aceleași prostii ca mine după sau înainte, adică m-am obișnuit să dau tonul în ce privește tâmpenile. Și așa că pentru mine e o premieră să fac un lucru pozitiv, adică să încerc să fiu model pentru o chestie ca lumea. E cool, nu mi s-a mai întâmplat în ultima vreme. O să fiu pe bicicletă, o să arătăm că și în costum poți să mergi pe bicicletă, să te duci la lucru, nu trebuie neapărat să fii îmbrăcat sportiv. Și am emoții pentru că am înțeles că trebuie să fac câțiva pași aici ca un, și ca un manechin și nu am această experiență, deci acum mă duc să repet pașii. Credem foarte mult în rolul de cetățean instituțional al unei companii și UniCredit Siriac Bank este una din aceste companii care crede că este un cetățean instituțional și vrea să demonstreze acest lucru. Ce vreau eu să spun prin această sintagmă de cetățean instituțional este faptul că se implică în treburile comunității, în beneficiul comunității. Vreau acum să o invit în aplauze dumneavoastră pe autoarea ținutelor din această seară, Adina Buzatu. Eu vă mulțumesc din suflet că ați participat la această experiență. Astăzi am învățat că putem merge pe bicicletă. Eu merg pe bicicletă în fiecare weekend, merg pe bicicletă în străinătate, mă deplasez între întâlniri pe bicicletă. În România n-am făcut-o pentru că nu suntem atât de civilizați încât să ferim bicicliștii. Surpriză din partea Adinei că ne-am îmbrăcat frumos. Vrem să arătăm că și noi putem merge îmbrăcați frumos cu bicicletă. Ca în Occident, cei care merg la servicii îmbrăcați frumos, putem să facem și noi treaba asta. Cred că ar trebui să amplificăm aceste proiecte. Marile orașe și mai ales Bucureștiul are nevoie de bicicletă. Bicicleta este nu numai un mod de a face mișcare, dar chiar și transportul cred că ar putea fi defluidizat serios dacă cât mai mulți dintre noi am apelat la bicicletă. Acum sunt Dorian Băguță pe bicicletă care promovează mai mult verde, adică atâta tot și promovezi deplasarea pe bicicletă, că e mult mai sănătoasă și mai pentru toți, și pentru ăla care pedalează și pentru ăla care stau în jurul lui. Din ce în ce mai dese. Ultima oară te-am filmat mergând spre Ploiești îmbrăcat. 30 și ceva de kilometri. Am mers a doua zi, nu pot să vă arăt acum în imagini că ar fi foarte nasol. Deci n-am să uit niciodată. Am mers de la Ciolpani, nu? Până după Ploiești. Și am mai și plantat acum și m-am și întors viu și treaz. Și în seara asta? A fost o experiență foarte, foarte plăcută. Mi-a plăcut că a fost multă lume, relaxată, zâmbete pe buze, nu știi, totdeauna când vezi pe ceva la costum, de-abia se mișcă, știi așa. A plăcut, a fost relaxat. Mie îmi plac contrastele, asta am vrut să obținem și la aniversarea noastră și mi s-a părut foarte frumos să facem o defilare de modă, e mult spus defilare de modă, o prezentare de vestimentații bărbătești elegante aici în parcul Moghioroș, unde lumea de regulă nu este îmbrăcată elegant, ca să arătăm că se poate merge îmbrăcat elegant chiar și pe bicicletă, așa cum se întâmplă în toate marile capitale europene. Și m-am bucurat că i-am avut alături în ținute semnate Adina Buzatu, pe ministrul mediului, pe Borbei Laslo, pe Lucian Mândruță, pe Zoli Tot, pe Ștefan Lungu, pe Alexandru Constantin, pe Jol Cherestei. Foarte, foarte multă lume care a venit aici și le-a demonstrat bucureștenilor adunați în parcul Moghioroș împreună cu primarul Poteraș că se poate merge elegant, că nu e nicio problemă să porți costum, să porți pantalon, să porți o batistă elegantă atunci când situația sau când profesia o cer. Asta nu este un impediment pentru a merge pe bicicletă la serviciu.